Benito Perez Galdos, Marianela. Capitolul 20. Lumea nouă. Să ne întoarcem în urmă cu câteva zile. Când Teodoro Golfin îndepărtă pentru prima oară bandajul lui Pablo Penaghilas, acesta scoase un strigă de spaimă. Se trase îndărât din toate puterile, își întindea mâinile ca pentru a se sprijini într-un punct și pentru a se trage mai bine îndărât. Spațiul iluminat era pentru el ca o imensă genune în care se presupunea gata să cadă. Instinctul de conservare îl obliga să închidă ochii, îndemnat de Teodoro, de tatălui și de ceilalți din casă care ardeau de nerăbdare, privi din nou. Dar teama nu scădea. Imaginile intrau, să spunem așa, în creierul lui, violent și de-a valma, într-un fel de iureș brusc. Încât el avea impresia că se lovește de obiecte, munții îndepărtați îi păreau la îndemână, iar persoanele și obiectele ce îl înconjurau le vedea de parcă ar fi urmat să-i cadă numai decât pe ochi. Observa Teodoro Golfin fenomenele acestea cu multă curiozitate, căci era al doilea caz de vindecare de orbire congenitală la care asistase. Ceilalți nu cutezau să-și manifeste bucuria. În asemenea măsură îi descumpănea și îi uimea perturbata inaugurarea funcțiilor optice la fericitul pacient. Pe Pablo îl năpădise o veselie delirantă, nervii și imaginația erau îngrozitor de excitate, motiv pentru care Teodoro consideră că e prudent să-l oblige să se odihnească. Zâmbind îi spuse, deocamdată dumneavoastră ați văzut destul. Nu se trece de la orbire la lumină, nu se intră în domeniile suverane ale soarelui cum se intră într-un teatru. Aceasta este o naștere în care apare și durere. Mai târziu, tânărul își proclamă atât de vehement dorința de a-și exercita iarăși noua și minunata facultate, încât Teodoro se învoi să-i deschidă o crăpătură în lumea vizibilă. Înăuntrul mi-e inundat de frumusețe, zise Pablo, explicându-și prima impresie, de o frumusețe pe care înainte nu o cunoșteam. Ce lucruri au intrat oare în mine umplându-mă de spaimă? Ideea mărimii, pe care eu o concepeam într-un mod imperfect, mi s-a prezentat clară și teribilă, de parcă aș fi fost aruncat de pe culmile cele mai înalte în abisurile cele mai profunde. Toate acestea sunt frumoase și grandioase, chiar dacă îmi dau fiori. Vreau să simt iarăși senzațiile acestea sublime, întinderea de frumusețe pe care am contemplat-o m-a lăsat năucit. Era senină și maestuos înclinată spre mine ca pentru a mă primi. Eu vedeam universul întreg alergând către mine și eram copleșit și temător. Cerul era un imens gol, atent. Nu descriu cum trebuie, era aspectul unui lucru extraordinar de expresiv. Tot ansamblul de cer și munți mă observa și alerga spre mine, dar era pe de-a întregul rece și sever în măreția lui. Arătați-mi ceva delicat și duios. Nela. Unde-i Nela? În vreme ce vorbea, Golfin, descoperindu-i din nou ochii în lumină și ocrotindu-i cu ochelari gradați cu abilitate, îl punea în legătură cu frumusețea vizibilă. Oh, Dumnezeule, ce văd aici e Nela? Întrebă Pablo cu admirație înflăcărată. E vară ta, Florentina. Ah, exclamă tânărul descumpănit, e vară mea. Nu aveam habar de asemenea frumusețe. Binecuvântat fie simțul care îți îngăduie să te bucuri de această lumină divină. Verișoară, ești ca o muzică dulce. Ce văd îmi pare expresia cea mai limpede a armoniei. Și Nela, unde e? Vei avea timp să o vezi, zise Don Francisco, nemai încăpându-și în piele de fericire. Acum liniștește-te. Florentina, Florentina, repetă orbul, aiurând. Ce ai pe chip, că pare însă și ideea de Dumnezeu întruchipată? Ești în mijlocul unui lucru care trebuie să fie soarele, de pe fața ta ies un fel de raze. În cele din urmă poți să pricep cum sunt îngerii. Iar corpul tău, mâinile, părul, vibrează, arătându-mi idei minunate. Ce-i asta? Începe să se ocupe de culori, murmură Golfin. Poate că vede obiectele înconjurate de culorile curcubeului. Încă nu stăpânește bine adaptarea la distanțe. Te văd înăuntrul ochilor mei, adăugă Pablo,
Te contopești cu tot ce gândesc, iar persoana ta vizibilă este pentru mine ca o amintire. O amintire a ce? Eu n-am văzut nimic până acum. Am mai trăit oare înainte de viața aceasta? Nu știu. Dar eu cunoșteam ochii tăi. Și tu, tată, unde ești? A, te văd. Ești tu. Odată cu tine mi se înfățișează dragostea pe care ți-o port. Dar, unchiul, semănați mult amândoi. Unde e binecuvântatul Golfin? Aici, în prezența bolnavului său, spuse Teodoro, prezentându-se. Sunt aici urât ca dracul. Întrucât dumneavoastră nu ați văzut încă lei și nici câini de Terranova, nu aveți habar de frumusețea mea. Se spune că semăn cu acele nobile animale. Sunteți cu toții oameni cum se cade, zise Pablo cu imensă candoare, însă vara mea are un mare avantaj față de toți. Dar Nela, pentru Dumnezeu, nu aduceți pe Nela? Călăuza lui nu venea pe acasă. Așa îi spuseră, iar ei nu puteau să se ducă să o caute, ceea ce îi provocă o profundă tristețe. Se străduiră să-l calmeze și, cum se putea aștepta un acces de febră, îl culcară, îndemnându-l să doarmă. În ziua următoare era cuprins de o apatie fără margini, dar peste toate triumfă natura lui energică, ceru să-i se arate un pahar cu apă și, văzându-l, spuse: pare că beau apa doar privind-o. În același mod se exprimă despre alte obiecte care produceau o impresie vie în imaginația lui. Golfin, după ce încercă să remedieze aberația de sfericitate prin intermediul lentilelor pe care le probă una după alta, începu să-l inițieze în distingerea și combinarea culorilor, dar mintea tânărului era mereu înclinată să distingă urțenia de frumusețe. Distingea aceste două idei în absolut, fără să-l influențeze câtuși de puțin ideea de utilitate și cu atât mai puțin de bunătate. I se păru încântător un fluture care, rătăcindu-se, îi intră în cameră. O călimară îi se păru oribilă, cu toate că unchiul lui arătă cu argumente ingenioase că folosea la păstra cerneala de scris. Cerneala de scris. Într-o imagine a răstignitului și alta a Galateei, navigând pe o scoică cu alaiul ei de triton și de nimfe, o preferă pe cea din urmă, ceea ce nu-i plăcut deloc Florentinei, care își propuse să-l învețe să așeze lucrurile sacre la 100 de coți deasupra celor profane. Observa chipurile cu multă atenție și minunata concordanță a accidentelor faciale cu limbajul îl uluia peste măsură. Văzând servitoarele și pe alte femei din Aldea Corba, își manifestă neplăcerea pentru că erau urâte sau neînsemnate. Frumusețea verișoarei le prefăcea pe celelalte femei în sperietori. Cu toate acestea dorea să le vadă pe toate. Curiozitatea era o febră intensă, ce nu se putea domoli în niciun fel și în vreme ce se arăta neconsolat pentru că nu o putea vedea pe Nela, o ruga pe Florentina să-l însoțească necontenit. În a treia zi, zise Golfin, ați cunoscut mare parte din minunățiile lumii vizibile, acum trebuie să vă vedeți propria persoană. Aduseră o oglindă, iar Pablo se uită în ea. Ăsta sunt eu, spuse cu admirație nebună, nu-mi vine să cred. Și cum stau în apa asta tare și încremenită, ce lucru nemaipomenit e sticla, e incredibil că oamenii au făcut atmosfera asta de piatră. Pe viața mea că nu surât, nu-i așa, verișoară? Și tu când te uiți aici, ești la fel de frumoasă cum ești, e cu neputință. Uită-te în cerul transparent și acolo îți vei vedea imaginea. Ai să crezi că vezi îngerii când te vei vedea pe tine însăți. Singur cu Florentina și când ea îi oferea atențiile și îngrijirile necesare unui bolnav la căderea serii, Pablo îi spunea: verișoară, tata mi-a citit pasajul din istoria noastră când un bărbat pe nume Cristofor Columb a descoperit lumea nouă, nemai văzută de vreun om din Europa. Navigatorul acela a deschis ochii lumii cunoscute ca să vadă alta mai frumoasă. Nu pot să mi-l închipui pe el altfel decât ca pe un Teodoro Golfin, iar Europa ca pe un mare orb, pentru care America și minunile ei au fost lumină. Și eu am descoperit o lume nouă. Tu ești America mea. Tu ești acea primă insulă frumoasă pe care și-a pus piciorul navigatorul. Mai avea de văzut continentul cu nesfârșitele păduri și râuri,
Poate că și eu mai am de văzut lucrul cel mai frumos. Apoi căzu în meditație profundă și la capătul ei întrebă, unde e Nela? Nu știu ce e cu beata fată, îi răspunse Florentina, nu vrea să te vadă, nu ca pe îndoială. E rușinoasă și foarte modestă, zise Pablo. Se teme să nu-i deranjeze pe cei din casă. Florentina, îți spun cu sinceritate că țin mult la ea. Hai să o iubești și tu. Doresc cu ardoare să-mi văd tovarășa și prietena. Mă duc chiar eu mâine să o caut. Da, da, dar să nu stai mult timp plecată. Când nu te văd, sunt foarte singur. M-am obișnuit să te văd și zilele acestea trei îmi par veacuri de fericire. Nu-mi fura niciun minut. Spunea azi noapte tata că după ce te-am văzut pe tine, nu trebuie să mai fiu curios să văd nicio femeie. Ce prostie, făcu domnișoara îmbujorându-se, sunt altele mult mai frumoase decât mine. Nu, nu, mă asigură cu toții că nu, afirmă Pablo cu vehemență și își îndreptă fața bandajată către verișoară, de parcă prin atâtea obstacole tot ar fi vrut să o vadă. Înainte îmi spuneau asta și nu voiam să cred, dar acum, când cunosc lumea vizibilă și frumusețea reală, o cred, da, cred și eu. Ești un tip desăvârșit de frumusețe. Nu mai e nimic dincolo de tine, nu se poate să fie. Dă mână. Vărul strânse cu înflăcărare între mâinile lui pe ale domnișoarei. Acum râd eu, adăugă el, de ridicula în vanitate de orb, de încăpățânarea mea prostească, de a aprecia fără vedere aspectul lucrurilor. Cred că toată viața are să-mi dureze uimirea pe care mi-a produs-o realitatea. Realitatea. Cel care nu o stăpânește e un idiot. Florentina, eu eram un idiot. Nu, Vere. Întotdeauna ai fost și ești foarte înțelept, dar nu ți-ațăța acum imaginația. Curând are să fie ora de dormit. Don Teodoro a cerut să nu stăm de vorbă cu tine la ora asta pentru că nu mai dormi. Dacă nu taci, plec. E noapte? Da. E noapte. Păi, noapte sau zi, eu vreau să vorbesc, afirmă Pablo, neliniștit în patul pe care se odihnea îmbrăcat. Cu o condiție tac și anume să nu pleci de lângă mine și din când în când să lovești patul, ca să știu eu că ești aici. Bine, așa am să fac și iată primul semn de viață, zise Florentina dând o palmă patului. Când te simt râzând, mi se pare că respir un aer proaspăt și parfumat. Iar toate simțurile mele vechi încep să-mi reproducă persoana ta în multe feluri. Amintirea imaginii tale dăinuie în mine, în asemenea măsură, că bandajat te văd mai departe. Iar discuții îl chem pe Don Teodoro, zise domnișoara jovială. Nu, stai aici. Dacă nu pot să tac, dacă aș tăcea, tot ce simt și ce văd aici înăuntru creierului m-ar face să mă zbucium și mai mult. Iar tu vrei să dormi? Să dorm. Dacă te am aici înăuntru, Florentina, îmi dai târcoale în creier și mă înnebunești. Mă chinuiesc și mă desfăt cum nu se poate spune, căci nu sunt cuvinte care să o exprime. Toată noaptea să o petrec vorbind cu tine și cu Nela, beata Nela. Sunt curios să o văd, foarte curios. Mă duc chiar eu să o caut mâine. Gata, s-a terminat discuția. Taci sau plec? Rămâi. Am să vorbesc cu mine însumi. Acum am să repet lucrurile pe care ți le-am spus azi noapte, când stăteam de vorbă singuri amândoi, am să-mi aduc aminte ce mi-ai spus. Eu? Adică lucrurile pe care eu mi-închipuiam că le aud din gura ta. Tăcere, domnișoară de Penaghilas, eu mă înțeleg singur cu închipuirea mea. În ziua următoare, când Florentia se înfățișă vărului ei, îi spuse, o aduceam pe Marichila și a fugit. Câtă nerecunoștință! Și n-ai căutat-o? Unde? A fugit de mine. După amiază am să ies din nou și am să o caut până o găsesc. Nu, nu te duce, zise Pablo cu tărie. Apare ea. Are să vină singură. Parcă ar fi nebună. Știe că văd? I-am spus chiar eu, dar și-a pierdut mințile, nu ca pe îndoială. Zice că sunt Sfânta Fecioară și îmi sărută rochia. Ai asupra ei același efect ca asupra tuturor. Nela e atât de bună. Beata fată, trebuie să o crotim, Florentina. Să o crotim, nu crezi? E o ingrată, afirmă Florentina cu tristețe. Ah, te înșeli. Nela nu poate fi ingrată. E foarte bună, o apreciez mult. Trebuie să o caute și să mi-o aduc aici.
Am să mă duc eu. Nu, nu. Tu nu, se împotrivi numai decât Pablo, luând mâna verișoarei sale. Obligația dumneavoastră, domnișoară fără judecată, este să-mi țineți companie. Dacă nu vine îndată domnul Golfin să-mi scoată bandajul și să-mi pună ochelarii, am să mi-l scot singur. De ieri nu te-am văzut și asta nu se poate îndura. Nu, nu se poate îndura. A sosit don Teodoro? E jos cu tatăl tău și cu al meu. Are să urce curând. Ai răbdare. Pare un băiețel de școală. Pablo se ridică în capul oaselor, aiurând. Lumină, lumină, e o cruzime să țină un om atâta timp în întuneric. Așa nu se poate trăi. Eu mor. Am nevoie de pâinea mea cea de toate zilele. Am nevoie de funcția ochilor mei. Astăzi nu te-am văzut, verișoară, și sunt nebun să te văd. Tânjesc îngrozitor să te văd. Trăiască realitatea. Binecuvântat fie Domnul, care te-a făcut femeie vrăjitoare, compendiu al tuturor frumuseților. Dar dacă după ce a creat frumusețea n-ar fi creat inimile, cât de nesăbuită i-ar fi opera. Lumină, lumină! Sui Teodoro și îi deschise porțile realității, inundându-i sufletul cu bucurie, petrecu ziua liniștit, vorbind de felurite lucruri, până seara nu-și mai îndreptă luarea minte spre un punct al vieții lui care părea să se îndepărteze, să se micșoreze și să se șteargă, ai doma navelor care se pierd în orizont într-o zi senină. De parcă și-ar fi adus aminte un fapt de demult, întrebă, n-a apărut Nela? Îi spuse Florentina că nu și vorbiră despre altceva. În noaptea aceea auzi Pablo glasuri în casă la oră nepotrivită. I se păru că aude vocea lui Teodoro Golfin pe a Florentinei și pe a lui taică-său. Apoi a dormit în tihnă, iar în timpul somnului fu bântuit de imaginile tuturor lucrurilor văzute și de fantomele pe care și le închipuia. Somnul care a început dulce și lin deveni agitat și plin de angoasă, căci în adâncul sufletului, ca într-o cavernă iluminată de curând, luptau frumusețile și urățenile lumii plastice, deșteptând pasiuni, îngropând amintiri și tulburându-i tot sufletul. În ziua următoare, după cum făgăduise Golfin, îi dădură voie să se ridice și să se plimbe prin casă.